Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta astăzi despre starea învățământului gorjan și nu numai, alături de șeful învățământului gorjan, domnul inspector școlar general Ion Ișvan. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc foarte mult de invitație și aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră, echipa de la radioul dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți bun pentru oamenii din Gorj și nu numai, și să vă doresc și eu la început de an viață lungă și dumneavoastră și oamenilor care vă ascultă cu mult drag în județul Gorj și nu numai în Gorj. Să știți că se aude postul dumneavoastră de pe autostradă, practic, până în Târgu Jiu. Eu de multe ori seara când mă întorc de la București, să nu mă ia somnul, ascult Radio Accent cu mare drag, pentru că promovați o muzică bună, o muzică de calitate și, în primul rând, pe mine mă bucură foarte mult că promovați muzica noastră românească, promovați românii care au un talent deosebit și își cântă cu drag și bucuriile și supărările și ofurile prin această muzică superbă, muzică care eu sunt convins că ține românii aproape și ne face pe toți să fim mai atenți când vorbim de țara noastră și, în primul rând, să ne iubim țara. Avem o muzică superbă și vă felicit încă o dată pe dumneavoastră și pe oamenii din redacție și pe cei care vă asigură finanțare. Vă felicit pentru că promovați lucrurile autentic românești, muzica românească. Și să știți că lumea iubește postul dumneavoastră de radio pentru că iubește muzica românească. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim pentru cuvintele frumoase și din partea noastră un an cât mai reușit, cât mai bun și, în primul rând, plin de sănătate. Pentru că dacă avem sănătate, restul vin de la sine. Iată un 2000... De sănătate trebuie să avem și noi grijă, pentru că absolut. Știți cum Dumnezeu dă, dar trai să nu bag. E un vechi proverb românesc care se adeverește. Deci eu sunt convins că până la urmă, fiecare dintre noi are grijă de sănătate, pentru că e cel mai mare dar pe care ne-l dă Dumnezeu, sănătatea. Trebuie să avem grijă de el. Așa este. 2019, prima lună a lui 2019, ianuarie, o lună încărcată în ceea ce privește activitățile culturale educative. Astăzi aniversăm pe Ecaterina Teodoroiu, mâine Mihai Eminescu, 24 ianuarie, Ziua Unirii. O lună încărcată, o lună care vine cumva în completarea începutului de an și a primelor luni din anul școlar 2018-2019, prefațând cumva concursurile dedicate elevilor, mă refer aici la olimpiadă și orice alt gen de acest fel. Cum spuneam și la o altă emisiune, mergeți la foc continuu la nivel de activități derulate de Inspectoratul Școlar Județean. Da, vedeți dumneavoastră, noi avem și cred că învățământul este unul din sistemele cele mai predictibile până la urmă. Noi avem în această perioadă activități specifice pe care le-am făcut și anul trecut tot în aceeași perioadă și de când sunt eu în inspector școlar general, practic în această perioadă, pe lângă faptul că astăzi reîncep cursurile, copiii au fost 3 săptămâni în vacanță, de astăzi s-a venit la școală, se pregătește încheierea semestrului 2, practic, vor începe lucrările, ascultările, finalizarea până la urmă pentru fiecare elev dorește să aibă medie mai mare, deci se vor finaliza, se vor încheia mediile la toate obiectele din catalog, dar vedeți, așa cum a spus și dumneavoastră, ne suprapunem cu 125 de ani de la nașterea eroinii de la Jiu. Și pot să vă spun că împreună cu primăria municipiului Târgu Jiu, cu în special cu domnul viceprimar Adi Tudor, cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, cu domnul profesor și fost director Gigi Nechifor,
Învățământul este implicat și astăzi în activitățile care se desfășoară cu ocazia sărbătoririi celor 125 de ani de la nașterea eroinei de la Jiu. O să vedeți și cred că ați și văzut, ați și participat astăzi, din câte am înțeles eu, la activitățile din zona CEAM-ului, din zona Vădeniului, unde a fost comemorată activitatea eroinei de la Jiu, după amiază și pe seară, atunci când se va dezveli, se va inaugura mausoleul renovat, o să vedeți că vor fi foarte mulți elevi prezenți acolo împreună cu profesorilor, pentru că ne dorim și noi să venim către autoritățile locale, autoritățile județene, și împreună cu aceștia să-i facem pe copii să cunoască istoria poporului român, să cunoască trecutul personalităților care au trăit și au muncit pe aceste meleaguri, pentru că numai așa putem să le dăm o educație deosebită copiilor noștri. De asemenea, mâine, împreună cu Radio Craiova, avem o acțiune, fiind Ziua Națională a Culturii Române, la sala sporturilor din Târgu Jiu avem o acțiune cu Radio Craiova, copiii sunt un târg de carte, copiii sunt invitați la această acțiune și, din ce îmi spuneau organizatorii, fiecare copil va pleca acasă cu o carte. Vrem să promovăm împreună cu profesorii de limba română din Târgu Jiu și din județul Gorj, vom să promovăm cititul printre elevii noștri, să îndemnăm, să îndrumăm să meargă și să citească cărțile pe care le găsesc la biblioteci, în librării și așa mai departe. Deci, astea sunt acțiuni pe care le facem în afara celor care sunt în programul de zi cu zi al Inspectoratului Școlar, pentru că înainte de a veni de la dumneavoastră am plecat dintr-o ședință cu colegii mei inspectorii școlari, ședință în care discutam viitorul plan de școlarizare de la nivelul județului Gorj, special clasele a noua în anul școlar 2019-2020. Practic de acum am început pregătirea deschiderii anului școlar 2019-2020 și sunt discuții, sunt frământări, sunt probleme foarte mari, pentru că, din păcate, populația școlară este într-o continuă scădere și atunci numărul de locuri disponibile în clasa noua este din ce în ce mai mic. Dar, până la urmă, dumneavoastră ați văzut, pe mine ne preocupă, ne interesează, promovăm foarte mult în învățământul din Gorj, învățământul profesional. Sunt și niște instrucțiuni venite de la minister prin care fiecare județ trebuie să aloce un număr minim de 35% din clasele a noua pentru învățământul profesional. Deci este o obligativitate. Dumneavoastră ați văzut, da, până la urmă, o obligativitate de care cu toții trebuie să ținem cont. Și sunt destul de multe discuții, pentru că vedeți dumneavoastră, nu puteam, pot să meargă așa la infinit. Ai, îți termină 4 clase, 3 clase, a 12-a merg copiii la bacalaureat și promovează 4% sau nu promovează nimeni examenul de bacalaureat. Și pot să vă spun așa în premieră că, pentru a nu mai fi discuții de acest fel, am cerut să aducă lista cu procentul de promovabilitate la bacalaureat și chiar discutam cu un liceu, nu o să mă apuc să dau nume, a avut procent de promovabilitate 12% și au terminat 3 clase a 12-a. Vă dați seama, dacă terminau o singură clasă, tot copiii promovau examenul de bacalaureat și procentul se ducea undeva către 40%. Deci se încadra în media pe țară, lua de un liceu tehnologic. Și atunci am discutat și am ajuns la concluzia că în funcție de procentul pe care l-au la examenul național, de promovarea examenului național de bacalaureat, să primească și numărul de clase de liceu. Pentru că degeaba îți dăm noi în fiecare an 3-4 clase noua dacă la sfârșitul lor promovează bacalaureatul până în 10% din numărul de elevi. Vom definitiva astăzi, mâine,
aceste lucruri, urmând ca mâine la ora 4 avem convocat CLDPS-ul, Consiliul, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, care funcționează pe lângă Inspectorul Școlar General, și împreună cu acest comitet vom repartiza, vom face repartizările totale, după care vom discuta și aproba în Consiliul de Administrație acest proiect al planului de școlarizare, urmând ca săptămâna viitoare să-l înaintăm Ministerului pentru a fi prins în hotărârea de guvern care va stabili numărul de locuri la învățământul obligatoriu din fiecare județ. Deci sunt discuții, din păcate numărul de copii este din ce în ce mai mic, practic în toamnă ne vom veni în clasa a noua undeva la 3200 de copii. Am făcut calculul, înseamnă undeva la 116 clase, să zicem că cel mult 120 de clase, pentru că mai avem clase în mediul rural, unde și legea și fiind învățământ obligatoriu, și noi ne dorim să asigurăm condiții egale de școală pentru toți copiii din județul Gorj, dar nu mai mult de 120 de clase, ceea ce înseamnă e destul de puțin, dar populația școlară fiind într-o continuă scădere, e normal ca și noi să reducem numărul de clase. Am înțeles, iată câteva lămuriri mai mult decât necesare pentru, să spunem, această primă parte a lui 2019. Spuneam în debutul emisiunii, este perioada concursurilor școlare, faza pe unitatea școlară, respectiv ulterior pe localitate. Cum decurg lucrurile în ceea ce privește organizarea celebrilor olimpiade școlare și, repet, concursuri de profil? Da, eu pot să vă spun că aceste lucruri fac parte sau țin de bucătăria fiecărui inspector școlar de specialitate, au experiență destul de bună, au organizat în fiecare an în condiții foarte bune, am organizat atât fazele incipiente pe școală, pe localitate, pe județ. Chiar am cerut colegilor ca acolo unde sunt foarte puțini copii care participă la olimpiada respectivă să nu mai facă faza pe școală, poate chiar nici prea pe localitate, să se ocupe, și noi avem toată încrederea că aduc la județ cei mai buni copii, pentru că logistica și tot ce puneam la dispoziție era destul de costisitor și copiii erau foarte puțini. Unde sunt sub 15-20 de copii care participă la faza județeană, n-avea rost să ne complicăm și cu fazele celelalte. Dar pot să vă spun în premieră, și mă bucură foarte mult, din ce știu eu, doamna ministru a luat o hotărâre să nu se mai corecteze tezele copiilor în alte județe, se vor corecta la fel ca și până acum în județului clasică, pentru că până la urmă vă dați seama că interesul fiecărui profesor, și eu din ce știu la nivelul județului Gorj avem profesori de excepție, este ca elevul care pleacă de la Târgu Jiu, care se califică la faza națională, să nu meargă turist acolo, să meargă și să vină cu premii la olimpiadele naționale. Și pot să vă spun, și o spun cu bucurie și cu mare drag, Gorjul e în primele 10 județe la nivel național ca rezultate la olimpiadele și concursurile școlare. Deci, ce vreau să scot în evidență, că dascării noștri își fac foarte bine treaba, iar selecția care se face la nivelul județului Gorj este foarte bună, este destul de riguroasă, și copiii care pleacă la olimpiadele naționale vin cu rezultate de la aceste olimpiade naționale. Deci, era păcat până la urmă să știrbești din stima, din autoritatea până la urmă profesorilor din fiecare județ, până la urmă că fiecare județ are profesori de excepție, și să cumva să suspectez că nu s-ar întâmpla lucrurile foarte bine la olimpiadele școlare. Eu îmi doresc ca și povestea asta cu corectatul lucrărilor la evaluarea națională, la bacalaureat, să înceteze cât mai repede și să fie corectate așa cum ar fi și normal, de până la urmă de profesorul care pregătește elevul. Dar asta vreau să vă spun, că am luat toate măsurile pe care
le poate lua inspectorul școlar general, astfel încât aceste lucruri să se întâmple în cele mai bune condiții la nivelul județului Gorj. Să știți, chiar de astăzi dimineață discutau colegii despre modul în care vor organiza olimpiadele școlare. Primul rând, știți că sunt foarte mulți la limba și literatura română, la matematică, copiii vin. Deși matematica, în principiu, este sport extrem. Mare. Pentru... Da, este foarte sport extrem, dar în Gorj să știți că avem profesori foarte buni care știu să sădească de vârste mici dragostea pentru matematică în sufletele copiilor noștri, să știți. Și se vede în numărul mare și foarte mare al copiilor care participă la Olimpiada Națională de Matematică, să știți, chiar la clase mari, la clasa 9, la clasa 10, a 11, a 12. De fapt, și rezultatele pe care le obțin copiii la Olimpiadele Naționale îi fac pe copii, determină să vină și să își confrunte forțele la aceste concursuri școlare. Sunt șanse, ca și în anii anteriori, ca județul nostru, Gorj, să găzduiască o etapă națională la vreuna dintre disciplinele de studiu? Da, sunt șanse foarte mari. Nu vor fi olimpiade de anvergură, cum am avut fizica acum 2 ani, dar vor fi informatica la 5-8 ani trecut, dar vor fi cel puțin 2-3 faze naționale la Târgu Jiu, dar la discipline cu număr mai mic de candidați. Înțeles, pentru că organizarea la cele olimpiade a fost și la cele concursuri a fost una destul de bună, fără incidente. Iată că Gorjul s-a achitat încă o dată de sarcinile pe care le-a avut. Eu am spus-o mereu și o să o spun, cât voi trăi, organizarea înseamnă mai mult de 60%, organizarea foarte bună înseamnă mai mult de 60% din rezultatele unui concurs. Ori noi ne-am străduit și cel puțin pe mine m-a interesat să organizez totul ca la carte, așa cum e prevăzut la metodologie și, așa cum spuneți dumneavoastră, rezultatele s-au văzut de-a lungul timpului, n-au apărut niciun fel de evenimente nedorite, neplăcute. Să știți că și relația foarte bună pe care eu, ca și inspector școlar general, am încercat să o am instituțional cu oficialitățile administrative de la nivelul județului Gorj, la nivelul localităților din județul Gorj, primarii, viceprimarii, președintele Consiliului Județean, consilierii județeni, prefectul județului, a făcut ca aceste lucruri să poată fi realizate și realizate în condiții foarte, foarte bune. Deși nu face obiectul, să spunem, discuției inițiale pe care avem de gând să o ducem în această emisiune, iată, ne scrie un internaut: vorbit și despre grevele spontane din minerit. O situație tensionată, să spunem, din punct de vedere social și economic, cu niște consecințe destul de complexe și de aiurea pentru tot ceea ce înseamnă economia județului Gorj, pentru ceea ce înseamnă bunăstarea financiară a minerilor, pentru că, să nu uităm, orice om care lucrează în cadrul CEO ține în spate o familie cu încă 3-4 persoane. Deci probleme în minerit, ca o paranteză la discuția noastră inițială, probleme în minerit înseamnă de fapt probleme pentru întreg județul și de ce nu pentru sistemul energetic național. Traversăm o perioadă destul de rece și o durată de câteva zile de inactivitate în cadrul CEO cred că poate avea consecințe în altă ordine de idei. Da, mie îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. Eu speram să nu se ajungă, îi cunosc foarte bine pe mineri. Toată viața mea am trăit în jurul acestor oameni. Eu deloc sunt din localitatea Rogojelu, de lângă Rovinari. Pot să vă spun că pe undeva mineritul e de o seamă cu mine. Am trăit și am văzut și lucruri foarte frumoase în minerit și premiere mondiale în mineritul din lume, realizate în zona Rovinari de către oameni deosebiți. Eu îi știam pe mineri ca niște oameni calmi, liniștiți, îi cunosc, am vecini, am prieteni, dar probabil că ceva s-a întâmplat, s-a degradat viața lor în ultima perioadă și atunci văd că au recurs la gesturi extreme. Eu sunt convins că guvernul României va găsi soluții și va rezolva problemele oamenilor, pentru că
Vedeți, dumneavoastră afară sunt minus 12, minus 14 grade și nu poți să lucrezi în frig, în gel, cu salariu minim pe economie. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, dacă n-ai energie, nu ai nimic. Practic, energia e motorul tuturor activităților din această lume. Cât de importantă este energia și eu sunt convins, așa cum cunosc oamenii care conduc România în de față, că își vor da mâna și vor rezolva problemele pe care le au oamenii respectivi, pentru că, să știți, din discuțiile pe care le-am și din ceea ce văd eu, au dreptate. Viața lor s-a degradat foarte mult în ultimul timp și, încă o dată, nu poți să fii lucrezi în energie și să ai minim pe economie. Eu cred că zilele următoare vor fi rezolvate toate din doleanțele pe care le au oamenii. Absolut de acord cu dumneavoastră, situația din minerit este una destul de aiurea pentru oamenii care lucrează acolo, pentru cei implicați zi de zi și, repet, pentru toți ceilalți pe care aceștia menițin în spate. Iar probleme în minerit cu siguranță vor afecta pe termen mediu și lung întreg județul. În altă ordine de idei, spicuiam presa locală săptămâna trecută și vedeam că sunteți interesat, ați afirmat în spațiul public că sunteți interesat pentru participarea la postul de secretar general al Partidului Social Democrat în momentul în care se vor organiza alegerile interne în filiala județeană. Se vorbește că undeva spre finalul acestei luni va avea loc conferința județeană de alegeri, cel mult în debutul lunii februarie. Alături de dumneavoastră, în spațiul public, au mai apărut două nume, domnul Claudiu Manta, respectiv doamna Anca Bordușanu. Vă este frică de competiție? Cu ce atitudine, cu ce gânduri abordați această bătălie, deocamdată la nivel declarativ? Nu știu dacă s-au depus intențiile de vot. Da, nu, eu am vrut, știu că am fost înțeles foarte bine, adică niciodată nu m-au interesat funcțiile politice, n-am cerut vreodată vreo funcție politică. Am muncit așa cum știu eu să fac, așa cum am fost învățat, am muncit și muncesc foarte mult, pentru că eu am înțeles că dacă îți faci treaba foarte bine acolo unde lucrezi, la locul tău de muncă, și oamenii sunt mulțumiți de ceea ce faci tu, atunci imaginea politică nu are decât de câștigat până la urmă. Și discutând cu oamenii, discutând cu primarii, discutând cu directorii de școli, cu profesorii, toți m-au îndemnat, dom'le, hai că ar fi momentul să faceți pasul și în politică. Și atunci m-am gândit dacă e nevoie de serviciile mele, dacă e nevoie de experiența pe care eu am cumulat-o ca inspector școlar general în cei aproape 7 ani de activitate, ca director aproape 12 ani în unitățile de învățământ din județul Gorj, adică am început cu școală generală, am continuat cu liceu, inspector școlar general adjunct, inspector școlar general, pot să spun că e o activitate în management cel puțin de 20 de ani și zic, dom'le, la experiența pe care o am, zic, pot să vin și eu să fac parte dintr-o echipă pe care să o ajut să păstrăm rezultatele politice, măcar la nivelul la care ne găsim astăzi când vorbim. Și mi-am exprimat această dorință discutând cu cei care am înțeles că fac echipa care va câștiga cu domnul deputat Weber și cu domnul Cosmin Popescu. Acum, eu nu am vrut și nu mă interesează până la urmă, eu am ce face, eu am activitatea mea, am văzut în spațiu public că mai sunt alți doritori, este foarte bine până la urmă să fie cât mai mulți oameni, pentru că din discuții, din concurența asta între ei sau între noi nu poate decât să câștige cel mai bun și asta înseamnă că partidul are resursă umană și va avea rezultate foarte bune, dar din păcate pentru mine înțeleg că dacă nu ești într-o anumită echipă, în anumite conjunctură, nu prea poți să accesi către aceste lucruri. Eu mi-am oferit serviciile, acum dacă cei care vor câștiga alegerile au nevoie de serviciile mele, le stau la dispoziție, dacă nu, dar am avut ceva discuții în weekendul ăsta și aștept să văd ce se întâmplă. Vor fi organizate alegeri? Nu vor fi. Asta e prima întrebare, vor fi alegeri organizate? Pentru că eu am spus tot timpul, doamne, dacă se organizează, mă interesează acest lucru. Văd că am deranjat pe unii și nu vreau să deranjez, că până la urmă eu am activitate, sunt inspector școlar general. Vă spun, sunt aproape 300 de directori
la care eu le coordonez activitatea de ani de zile, deci am ce face, nu țin neapărat să am și o funcție în partid ca să fac nu știu ce. Eu mi-am dorit și îmi doresc mereu și spun că și în politică, până la urmă, intri în politică ca să faci lucruri bune pentru oameni, nu pentru tine personal. Adică oamenii, dacă tu te pui cumva în slujba lor și vrei să intri în astfel de activități, trebuie să te uiți și să vezi, trăiesc mai bine cu tine sau trăiesc mai rău de cum trăiau înainte. Și vă spun sincer, faptul că în învățământ salariile s-au triplat față de 2012, că am ajuns undeva cu media învățământ la 800 de euro, în acest moment, adică practic eu și echipa din care eu fac parte, oamenii politici pe care i-am susținut până acum prin activitățile mele, au dus la o creștere a calității vieții colegilor din învățământ, m-a făcut să cred că în continuare aș putea să fac lucruri bune pentru colegii mei, în special pentru învățământul preuniversitar din județul Gorj, pentru profesori, învățători, educatoarele și ceilalți angajați ai învățământului din județul Gorj. Ați avut vreo secundă senzația că ați deranjat, pentru că spuneați dacă am deranjat, adică vi s-au transmis mesaje că ați supărat oameni? Nu neapărat, nu-i vorba, dar ieșirile care se fac în spațiu public și lucruri de acest gen, antepronunțându-te referitor la îl susțin pe unul, îl susțin pe altul, cred că nu ne fac bine nouă ca organizație politică și eu am promis că de astăzi nu vom mai vorbi despre astfel de lucruri. Aștept să se întâmple și în funcție de ce va fi atunci pe scena politică, voi lua o decizie la ce funcție voi candida. Dacă voi candida, pentru că încă o dată vă spun, singurul meu interes a fost să pun numărul și să susțin echipa care se formează, dar să așteptăm să vedem ce se întâmplă și vom discuta după aceea, toate la timpul lor. Am înțeles, vorbeați la un moment dat despre creșterea salariilor. Cum stau lucrurile cu acea mult trâmbițată normă de hrană? Parcă toată lumea o așteaptă de foarte mult timp și acum când ar fi trebuit să fie dată cadrul didactic, iată că se mai amână. Nu se amână, se dă cu 1 ianuarie, bugetată, n-a fost în bugetul anului 2018. Ca să intre efectiv. Tot ce a fost, dumneavoastră știți foarte bine, acum astăzi am plătit salariile din luna decembrie. Deci, practic, când plătim salariile din luna ianuarie, adică în 14 februarie, eu sunt convins că va fi norma, va fi plătită. Deci va fi, mă înțeles că undeva la 3 milioane pe lună, de vorba de 3 salarii minime pe economie, deci undeva în jur de 3 milioane am înțeles că va fi această sumă, care se va achita lunar pentru ca, bine, brutul în mână vor rămâne nu 3 milioane, dar în buget sunt sumele prevăzute pentru această plată care se va întâmpla cu luna februarie. Deci la plata lunii ianuarie în lichidările din februarie. Deci în 14 februarie sigur vor intra și acești bani. Acum au intrat, ați văzut, aproape 4.500 de colegi de ai noștri dascăl care au primit acea creștere salarială de 10%, conform legii 153, sporul neuropsihic, care deja au intrat astăzi, sper eu, pe cardurile tuturor colegilor din învățământ. Da, astăzi, în jurul amiezii, teoretic ar trebui să intre acești bani. Sunt, iată, vești bune, pentru că noi așa cu toții ne bucurăm, toți oamenii se bucură atunci când vine salariul, când vin banii. Să sperăm că nu vor fi probleme, pentru că am văzut în media centrală, preponderent, mai puțin aici în teritoriu, discuții că în sectorul bugetar nu se dădeau anume nume de direcții, să spunem, dar în sectorul bugetar va fi o problemă cu lichiditățile în ceea ce privește prima parte, cel puțin a acestui an 2019. Presupun, mă gândesc că în ceea ce înseamnă bugetul alocat educației la nivel de județ Gorj, nu vom avea, să spunem, probleme cu lichiditățile, cu banii, pentru că sunt temeri în mintea, în gândurile oamenilor. Dumneavoastră să știți că au fost tot felul de probleme de-a lungul timpului care au fost rezolvate. Eu pot să vă spun că în momentul de față am plătit salariile la toți angajații din învățământ, nu au fost niciun fel de probleme și acea creștere salariilor de 10% pentru personalul didactic de predare. Deci, din ceea ce știu eu,
În momentul de față nu avem buget. Deci se merge pe 1 pe 12 din bugetul anterior. Dar sunt convins, am auzit în discuții, în media, am auzit pe domnul ministru al finanțelor publice că se rezolvă, că se depune bugetul la Parlament. Probabil că chiar ziceau că odată cu începerea sesiunii parlamentare, undeva la 1 februarie, va fi votat bugetul României și, așa cum știu și de la minister, săptămâna trecută am fost și am purtat discuții cu directorul general din minister, oameni de specialitate, sunt convins că nu vor fi probleme cu plata salariilor și cu plata drepturilor angajaților din învățământ, așa cum nu au fost nici în anul 2018. Recent în weekend am avut o discuție cu o persoană care lucrează în învățământ și am rămas surprins, vă mărturisesc că nu auzisem de modificarea privitor la posibilitatea de predare după vârsta de pensionare a cadrelor didactice femei care îndeplinesc vârsta legală și care până acum aveau nevoie de avizul Consiliului de Administrație în fiecare an, pe perioada de 3 ani, cu îndeplinirea anumitor criterii. Iată că acum s-a modificat puțin din ce am înțeles această chestiune și nu mai este nevoie de acceptul Consiliului de Administrație. Adică a devenit mult mai flexibilă acordarea dreptului de predare pe o perioadă după ce ieși legal la pensie. Da, dumneavoastră știți că e o hotărâre a Curții Constituționale, egalizează vârsta de pensie și femei și bărbați undeva la 65 de ani. În momentul de față, bărbații au ajuns la 65 de ani, femeile erau la 62 de ani și nu mai știu câte luni și zile. Da, da, da. Da? Și practic le dă dreptul să rămână până la 65 de ani, urmărând ca peste 65 de ani să aplice acea prevedere din Legea Educației Naționale. Deci acum, practic, până la 65 de ani, orice persoană care lucrează în învățământ, personal didactic de predare, conducere, îndrumare și control, poate să rămână până la 65 de ani, după care, în condițiile legii, să rămână peste 65 de ani încă 3 ani. Eu nu pot să spun decât că noi vom respecta la Gorj această hotărâre a Curții Constituționale. Până la urmă, fiecare este de dreptul lui să rămână, să muncească mai mult sau să meargă la pensie. Absolut. Personal, dacă aș fi să optez fiind acolo, aș opta pentru o pensie liniștită și pentru liniște. Însă am văzut mulți dintre colegele noastre care, aleg ca timp de 3 ani să mai stea în învățământ, probabil din considerente, evident, financiare. Dar da, eu din păcate, alege eu am pensia. Dat și voi da în continuare credit generației tinere, mă interesează să vină cât mai mulți tineri în învățământ, dar voi respecta cu strictețe aceste lucruri, pentru că, să știți, în general am avut o relație foarte bună cu colegii care ies la pensii. Eu am în casă, tata și mama sunt pensionari din învățământ și pot să vă spun că mama, spre exemplu, în momentul în care ești la pensie, n-a vrut să mai audă de școală, a pus creta în cui. La fel și mama. Și mama s-a ocupat de alte lucruri, în gospodărie, casnice, mă rog. Tata, în schimb, și acum ar vrea să ducă și să lucreze, îi plac foarte mult copiii, îi place foarte mult în învățământ. Deci i-a fost foarte, foarte greu să iese la pensie, să se împece cu faptul că nu va mai fi o persoană atât de activă cât a fost în urmă cu câțiva ani. Și atunci, având din casă aceste experiențe, vă dați seama că am ținut și țin să am o relație foarte bună cu profesorii care ies la pensie, pentru că, practic, acești oameni au construit și au muncit pentru generațiile de copii care le-au trecut prin mâini și eu le-am respectat, să știți, opinia și celor care au vrut să iese la pensie și celor care vor să rămână 2, 3, 4, 5 ani, atâta timp cât le dă voie legea, peste vârsta standard de pensionare. Am înțeles. Stimate domnule, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru prezență. Știm că aveți un program încărcat. Când timpul vă permite, vă așteptăm cu mult interes. Da, și eu vă mulțumesc și oricând voi veni cu mare drag la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Și noi mulțumim. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută. La revedere. Analizăm la cald.